Serviciul de noapte la Radio România Actualități cu Gabriel Basarabescu. Seară bună, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, iată-ne în fața unei ediții speciale. Recunosc, săptămâna trecută v-am spus că intrăm deja în vacanță, dar aflând ulterior că există acest moment important, 19 ani de prezență românească, armata română în Afganistan și mai mult decât atâta, 5 ani împlinim alături de domnul colonel Șperlea de când am pornit proiectul România 100 de ani, ne-am propus să revenim în direct și în această săptămână. Așa că încă o dată seară bună, domnule colonel. Bună seara, Gabi Basarabescu, ascultătorul Radio România Actualități și celor care ne privesc pe Facebook. Pornim la drum, evident, în ordine ierarhică, nu, domnule colonel, și avem plăcerea să vorbim întâi cu ultimul comandant al batalionului nostru din Afganistan, omul care a comandat, practic, ultimele minute ale prezenței românești acolo. Vă salut cu respect, domnule locotenent colonel Vasile Mironescu. Comandantul batalionului 634 Infanterie Iosef Pisuțchi din Piatra Neamț, care a generat ultimul batalion de protecție a forței Jderii din Kandahar și Bagram. A fost o reală onoare pentru mine să fiu ultimul comandant care a închis această misiune după 19 ani, în care militarii noștri au dobândit experiență și au demonstrat că pot fi pe aceeași treaptă cu cei din alianță, precum și cu partenerii NATO. A fost o adevărată provocare pentru noi, așa cum spuneau și partenerii americani, mai ales pe Kandahar, acolo, cum a spus dumneavoastră, că am fost ultimul militar român care a plecat de acolo. O adevărată provocare să închinem acea bază și să o predăm către partenerii afgani. Dar în același timp am dat dovadă de seriozitate și de disciplină. Pentru mine, ca și comandant, disciplina este primul pilon de care trebuie să ținem cont și de care nu trebuie să facem rabat. Având disciplină în rândul forțelor, suntem în măsură să îndeplinim orice obiectiv, pentru că experiența avem, ne-am pregătit, începând cu vara anului trecut în care am început selecția, am făcut pregătirea, chiar dacă a fost sub auspiciul acestui COVID-19, noi am reușit să ne facem pregătirea atât în poligoanele din cadrul garnizoanei, unde avem cazarma, cât și la 5 ulterior în luna decembrie, iar în februarie-martie am fost dislocați în Kandahar. Așa cum spuneam, alături de partenerii americani și am un respect deosebit, am avut o echipă în Kandahar, un locotenent colonel care era comandantul bazei, Adam Cech, pe nume, cu care am colaborat foarte bine cu echipa mea și statul major al lui și spuneau zi de zi până a venit acest plan de retrograde, Vasil, cum îmi spunea, va fi o adevărată provocare pentru noi să închidem o asemenea bază care are undeva la 20 de kilometri de jur împrejur, cu foarte multe stabilimente, cu foarte multe echipamente care trebuiau transportate în țară, unele au fost predate către americani. Același lucru a fost și pentru noi. Am avut echipamente de peste 6 milioane de euro pe care le-am adus în țară, transportate din Kandahar pe Bagram, paletizate și numărate bucată cu bucată, și aduse în țară și la ora asta noi le avem deja trecute în gestiunea batalionului. Domnule comandant, care a fost momentul cel mai greu al retragerii? Simțeați cumva presiunea talibanilor? Era așa un fel de, nu știu, tatonare care pe care sau nu neapărat? Putem spune că a fost și asemenea, sentimentul era chiar de Paști, o rachetă a căzut în bază, ulterior la două zile una lângă bază, ceea ce ne-a pus oarecare presiune pe noi. Pe retrograde înseamnă niște măsuri speciale luate de parteneri americani împreună cu noi. Ne puteam aștepta să fim atacați oricând, știindu-se treaba aceasta, și se putea lua în calcul că dacă eram atacați pe momentul retragerii, era exploatată din punct de vedere media la un nivel mult mai mare. Putea fi interpretată altfel. Uitați, am reușit noi, nu știu ce, să facem ca ei să plece. În rândul oamenilor, vă dați seama că a fost o tensiune mare, a trebuit să reducem o parte din acele dispozitive și mai multe echipamente care ne asigurau atât din aer cât și terestru informații despre talibani, despre inamici, trebuiau și ele duse către țară. Pas cu pas, din cele 30 de zile de retrograde, le-au tot plecat, au plecat și spre sfârșitul ultimelor 5 zile am cam rămas fără echipamente și atunci au fost zilele mai grele, atât din punct de vedere al tensiunii, că putem fi atacați și nu aveam ochi în teren, așa cum eram obișnuit cu toate acele mijloace. Și totodată știți foarte bine că s-a redus nici ce ține de alimente. Am trăit undeva la 25 de zile cu hrană rece, cu acele meal ready to eat. Și cam alea au fost, cam ultimele 5 zile,
am ținut baza fiind survolată și de UAV-uri inamice, de drone. Aproape tot sistemul de iluminat a fost stins pentru a nu putea culege imagini din baza la momentul respectiv. Deci, combinăm aceste trei, atât partea de alimentare, cât și partea de tensiune, lipsa acelor mijloace din aer, cât și întunericul. În Afganistan, după 5 misiuni pe care le-am făcut, putem spune că în nopțile cu lună poți să vezi, să citești aproape și un ziar, iar în momentul în care nu sunt nopți cu lună, întunericul este de nepătruns, să zic așa, este foarte întuneric, ceea ce s-a suprapus și cu această lipsă de lumină, pentru a nu se culege imagini din acele drone trimise de inamici sau talibani, adversari, mai bine zis. Domnule colonel Șperlea, ați avut jurnaliști în perioada de retragere, s-a făcut așa un transfer și din punct de vedere jurnalistic? A fost împreună cu acest ultim contingent un redactor de la Observatorul Militar, Lucian Irimia. El este cel care a asigurat în bună măsură legătura dintre militarii din Afganistan și Observatorul Militar și chiar domnul colonel a dat un interviu în Observatorul Militar și am fost bucuros să le punem față în față. Așadar, există un exemplar, măcar un exemplar, care va povesti peste timp în două interviuri distincte. Primul comandant din Afganistan, actualul ministru al Apărării Naționale, generalul Ciucă, și iată ultimul comandant din Afganistan, domnul locotenent colonel Mironescu. Mă bucur că peste timp în istoria presei militare aceste două interviuri vor vorbi ele însele despre o poveste, iată, de 19 ani de prezență militară românească în Afganistan. Domnule comandant, ați pregătit momente grele, aproape de război, cum spuneți, erați vulnerabili în ultimele zile. Acum ați revenit acasă, plecați direct în altă misiune sau aveți măcar, nu știu, o lună alături de familie să recuperați puțin din partea sentimentală, umană? Deocamdată nu luăm în calcul plecarea într-o nouă misiune. Sunt alături de familie, chiar acum mă aflu cu familia undeva prin România să recuperez un suport. Am fost sprijinit de familie, dar știți foarte bine, pentru noi militari, la un moment dat trebuie să creăm acel echilibru și să dăm înapoi ceea ce ne oferă familia. Și mulțumesc că mi-ați dat ocazia să mulțumesc soției și fetei mele de 9 ani. Au fost alături de mine în momente foarte grele. Acolo, în teatru, noi avem o mijloace de comunicație, le ținem la șol, să zic așa, și permanent, ca și comandant, ești ținut la curent cu ce se întâmplă. 24 din 24, dar e nevoie și de somn de câteva ore pentru a-ți reîncărca bateriile. Având acea stație la dispoziție, o așezam undeva lângă pernă și vreau să zic că mă rugam, dacă e să fie, să fie doar niște informații. Ne-am îndeplinit, am terminat misiunea, să nu fie o informație care să spună am pierdut sau am fost loviți, am fost atacați, avem răniți, Doamne ferește, decedați. Și îmi făceam în cap înainte de a dormi, dacă Doamne ferește, să nu se întâmple, mă rugam, să nu se întâmple, dar dacă se întâmplă, trebuie să ai un plan de acțiune. Și îmi pregăteam în minte niște întrebări la care să răspund și totodată să trimit acele răspunsuri ca informații către țară și nu-mi doream și nu mi-am dorit vreodată și am avut acest noroc să venim cu toții sănătoși. Nu mi-aș fi dorit să transmit către o familie, știți, a fost, nu mai este, a luptat alături de noi, sunt recunoscători. Mulțumesc lui Dumnezeu și familiei și tuturor celor care m-au sprijinit. Am avut camarazi deosebiți, toți cei 450 de oameni, 449, nu mai iau pe mine în calcul, și-au făcut datoria, au înțeles că trebuie să avem disciplină, că trebuie să ne sprijinim unii pe alții, să ne acoperim spatele, cum spunem noi, astfel încât să ajungem acasă cu toții sănătoși. Am ajuns cu toții sănătoși, n-am avut niciun eveniment deosebit, suntem cu toții lângă familiile noastre, ne pregătim să începem din nou instrucția și ce trebuie să facem noi ca militari, ca oricând să răspundem da, suntem pregătiți, ca oricând această experiență dobândită alături de partenerii NATO, cum spuneam, și de cei din Alianța Nord-Atlantică, să punem în practică ca să ne apărăm țara și e clar că ne pregătim să luptăm atât pentru familiile noastre, cât și pentru familia dumneavoastră și a tuturor celor care se află în această țară frumoasă. Dar totodată putem spune să ne rugăm să nu fie, să rămânem doar cu antrenamentul, să rămânem doar cu experiența, cu lucrurile frumoase și să nu se întâmple vreodată. Dar dacă se va întâmpla, să știți că suntem pregătiți, iar acolo în Kandahar, în praful Kandaharului, așa cum am mai folosit această expresie, am acumulat multă experiență și, cum spuneam și chiar la început, nu suntem mai prejos de cei din alianță sau din parteneri. Mi-am câștigat respectul în rândul alianței
și în continuare ne vom lupta să menținem. Știți cum e? E greu să câștigi acel loc acolo sus, dar e și mai greu să-l menții. Mulțumesc dumneavoastră că îmi dați ocazia să mulțumesc prin această cale soție și copilul meu și tuturor celor care au fost alături de mine. Tot respectul, domnule comandant, așa cum ați spus, pentru noi toți v-ați sacrificat într-un fel, așa că poate sunt prea mici cuvintele noastre de mulțumire. Slavă Domnului că sunteți sănătos, meritați pe deplin, nu, câteva zile de relaxare alături de familie și Doamne ajută, mergem mai departe. Mulțumesc din suflet, multă sănătate și oricând sunt la dispoziția dumneavoastră pentru a transmite ceea ce am trăit acolo, sentimentele pe care le-am avut. Avem un sentiment de împlinire profesională totală și vrem să o împărtășim de câte ori avem ocazia. Să transmitem, să înțeleagă și cei care nu fac parte din sistemul militar, să înțeleagă ceea ce trăim noi. Mulțumesc din suflet, am onoarea să vă salut și deviza JDR-ilor este simplu, simul, mereu alături, împreună. Tot respectul, sănătate și vacanță plăcută. Am onoarea să vă salut. Vă mulțumesc foarte mult pentru efort, mai ales că sunteți în concediu. O plăcere, domnule colonel Șperlea. Nu putem decât cu sufletul plin să mergem mai departe și să prezentăm alte puncte din acești 19 ani ai prezenței românești, ai armatei române în Afganistan. Serviciul de noapte la Radio România Actualități cu Gabriel Basarabescu. Mergem alături de un combatant proaspăt întors din Afganistan, domnul plutonier Teletin. Vă salut, seară bună, domnule plutonier! Da, onoare, vă salut, bună seara! Care sunt amintirile, percepția, cum a fost? M-am întors în Afganistan în primele zboruri, pe data de 5 iulie. Este a treia misiune la care particip. A fost, cum așteptam, o misiune diferită față de cele ante două, cu activități noi, cu experiențe noi, trăite și lucruri noi întâlnite. Față de ce ați învățat acasă, față de experiența, manevrele pe care le-ați făcut aici, cum a fost primul moment, impactul cu un teatru de operațiuni? Prima misiune pe care ați avut-o, contactul prim cu Afganistanul, cum a fost? Prima misiune la care am participat a fost în 2011, în Afganistan, cu o echipă de tip MLT, care însemna că trebuie să pregătim o companie și am avut o pregătire bună, foarte bună pot să spun, cât a putut să ne confere infrastructura și terenul și vremea de aici din țară. Bineînțeles, când am ajuns acolo, a fost foarte diferit din punct de vedere climatic, din punct de vedere interacțional cu cultura și cu militarii afgani. A fost total diferit, este foarte greu ca să poți să te pregătești în țară pentru astfel de lucruri. Doar baza de teorie ce ține de cultură și modul de interacțiune, iar în schimb, pe parte de acțional, a fost foarte bine că a fost pregătiți și acțiunile terestre au fost destul de ușor făcute acolo. Asta a fost, iată, prima experiență, după care a doua, a treia, ați spus fiecare diferite. În ce sens? În a doua misiune am participat cu batalionul 151 Lupii Negri, nivel batalion, că am fost într-o companie de patrulare. Am executat misiuni în GDA, Ground Defense Area, în jurul bazei militare Kandahar, pentru securizarea bazei. Practic de securizarea rutelor, prevenirea atacului cu IDF asupra bazei militare Kandahar. Iar în a treia misiune trebuia să ne pregătim accesul în baza militară Kandahar, dar specificul misiunii s-a schimbat. Am ajuns în baza militară Bagram, unde am executat securizarea bazei. Cred că una este să ne uităm la televizor și să vedem cum, iată, dușmanul ne pândește din spate. Alta este să fii la fața locului și să te gândești că, în mod real, s-ar putea cineva să tragă în tine. Care-i senzația? Pentru că eu cred și pentru noastră, pentru militari, una este să mimezi pericolul și alta este să fii în mijlocul lui. Prin faptul că în țară ne pregătim foarte serios și riguros pe orice problemă, adică ne așteptăm la orice. Această pregătire îți oferă oarecare încredere care te face să acționezi normal și să scapi de stres într-o situație dacă te întâlnești cu, dau un exemplu, găsirea unui exploziv sau dacă ești în bază militară și ai un atac IDF. Te face să-ți păstrezi totuși calmul și să fii într-o oarecare normalitate, ca să spun așa. Ideea că îți păstrezi calmul și știi ce ai de făcut, știi cum să acționezi pentru a te proteja pe tine, pe alții și care sunt pașii de acționat ca totul să decurgă bine. Domnule colonel Șperlea, ați fost alături de oamenii ăștia, i-ați intervievat la fața locului acolo în teatru de operațiuni.
Eu trebuie să spun că un principiu fundamental în programul lor de pregătire este instruiește-te așa cum vei lupta, așa încât pregătirea în țară este foarte riguroasă și a subliniat foarte corect domnul Plutonier. Ea cred că a fost esențială pentru modul în care au acționat acolo și pentru felul în care s-au achitat la misiunile pe care le-au îndeplinit. Prima mea experiență o să fie straniu, dar a fost chiar cu lupii negri de care vorbea domnul Plutonier. La vremea aceea, comandantul batalionului din teatru era locotenentul Coen Scarlat, care avea să devină șeful statului major al forțelor terestre pentru o vreme. Și experiența aceasta a fost importantă pentru că i-am văzut pe militari în paza bazei Kandahar și mai ales în verificarea accesului, inclusiv a cisternelor care alimentau baza și încrederea pe care partenerul american o avea în tenacitatea, competența și seriozitatea militarilor români. Acolo mi s-a părut foarte clar că partenerii americani sunt convinși că militarii români sunt în măsură să asigure paza bazei. La vremea respectivă, talibanii se apropiau uneori chiar îngrijorător de pistele aeroportului, așa încât competența lor a fost apreciată. Avea să fie apreciată apoi pe toată durata misiunii și aprecierile acestea sunt importante, au fost foarte importante pentru noi. Cunoașterea celuilalt partener, că nu e vorba doar de american, dar cunoașterea celuilalt parteneri a fost importantă, fiindcă am știut exact cum putem coopera, care este capacitatea noastră de a fi împreună pentru un obiectiv comun. Sigur, baza Kandahar s-a schimbat mult în ultimul timp. O să vorbim cu domnul locotenent Coen Mireanu și el în teatru de operații, care a realizat un film despre baza Kandahar, care este în esență un efort logistic extraordinar și care arată că Alianța Nord-Atlantică își îngăduie să ducă un asemenea efort logistic oriunde nevoie, în deșert, în munți, în spațiu extraterestru, dacă va fi nevoie, cât de curând. Domnule Plutonier, cred că este o senzație extrem de plăcută și de onorantă pentru un militar român să vadă că nu aliații săi, americanii, britanici, italieni sau ce-or fi fost, își lasă viața în mâna noastră, au încredere că îi păziți cum trebuie. E foarte onorant. Să știți că aveți dreptate, e o senzație foarte plăcută să vezi că ești apreciat și individual și tot batalionul este apreciat, mai ales de partenerii americani cu care am fost mai des în contact sau inclusiv de partenerii afgani cu care am avut legătura. Întotdeauna ne-au apreciat și au avut întotdeauna mare încredere în noi pentru a ne încredința activități foarte importante, gen cum spunea domnul colonel, accesul în baza militară Kandahar. Ce alți aliați ați mai avut acolo? Ați întâlnit în afară de americani? Am interacționat cu partenerii italieni, partenerii georgieni, partenerii engleși. La fel am interacționat și cu personal civil contractual care existau activități pe acolo, indieni, pakistanezi, Firme private, să zicem firme așa, da, cu private, care exact, contractul. colaborați, da. Cred că senzația a fost mai ciudată. Într-un fel, erați printre ultimii care ați stins lumina pe acolo. Cum a fost? A fost sinistru, mai ales că, după cum am spus, am văzut ambele baze, și Kandaharul și Bagramul. Știam cum arată Kandaharul, cât de mare era, am văzut cu ochii mei în fiecare zi cum se micșorează, se restructurează. Am văzut cum pleacă oameni, se micșorează personalul. Inclusiv am participat la plecarea personalului, deoarece am fost selecționat de către americani să-i ajut la o celulă de răspuns pentru a trimite acasă tot personalul din Afganistan care pleca prin Bagram. Și am văzut cu ochii mei sute de persoane zile care îi trăiam și le făceam documentele pentru a-i trimite fiecare dintre lor, și militari și contractori. Era destul de sinistru, Pe de dar altă parte, înțeleg din tot ce îmi spuneți că a fost o suplimentară, nu o dovadă de încredere, faptul că noastră și colegii noastre ați rămas printre ultimii. Deci e o încredere suplimentară, greșesc? nu, aveți perfectă dreptate. România a fost întotdeauna partener de încredere turnaților în Afganistan și întotdeauna au dat dovadă, pot să aibă încredere în noi și ne-au credințat sarcini până la final, sarcini importante. Domnule Plutonier, mulțumim tare mult. S-ar putea, nu știu, peste un an, peste doi, peste trei, să ne mai propună domnul Șperlea o discuție cu noastră, dea domnul să fiți tot sănătos și să ne reprezentați cu la fel de multă onoare și în viitor. Doamne ajută, cu mare drag. Serviciul de noapte la Radio România Actualități cu Gabriel Basarabescu.
Ajungem acum la un moment special. Avem alături un militar care, iată, a fost și în funcții de comandă. Îi spun sărut mâna doamnei Diana Chirila. Vă salut! Cum a fost în calitate de comandant? Prima dată trebuie să menționez faptul că mi-am început cariera la vârsta de 14 ani. Odată cu admiterea la Liceul Militar Mihai Viteazu din Alba Iulia, după am continuat cu Academia Forțelor Terestre Nicolae Bălcescu din Sibiu. Mi-am ales atunci arma infanterie, după care am parcurs, să zic așa, toate treptele carierei militare. În liceu câte fete erați? Eram 20 de fete și 80 de băieți. Aveți militari în familie sau nu? Nu am niciun militar în familie. Sunt prima care am decis să plec pe acest drum. Și cum s-a întâmplat? De ce? Pur și simplu îmi doream ceva mai altceva, cum ar fi să zicem așa. Mi-am dorit ordine, mi-am dorit disciplină și astfel vă spuneam așadar că am parcurs toate treptele carierei militare. Am început cu comandant de pluton și acum sunt pe funcția de ofițer de stat major în cadrul modulului S3 operații și instrucție. Am spus chestia asta pentru a scoate în evidență faptul că nu am ajuns așa deodată comandant companie și lucrurile luate progresiv și făcute toate la timpul lor, evident că mi-au dat și rezultatele pe care le-am scontat înainte. Evident că a fost o provocare destul de mare, misiunea și faptul de a mă afla în fruntea la 84 de militari. Prima dată în Afganistan sau a fost de mai multe ori? Nu, asta a fost a doua misiune. Am mai participat la o misiune internațională în anul 2017, tot în Afganistan, pe baza militară Kandahar, de acea dată, pe funcția de comandant de pluton. Bănuiesc că ați găsit, nu, femei militari și din zona americană sau italieni? Au fost femei din mai multe nații, dar a trebuit să urmăm principiile interoperabilității și să discutăm, să zic așa, într-un limbaj comun, astfel încât misiunea să o îndeplinim în condiții deosebite. Nu mă îndoiesc, dar eu aș fi curios acum un pic să dăm cortina o parte și să aflu și eu, când nu erați în misiune și stăteați, să zic așa, în orele libere, bănuiesc că vorbeați între voi și spuneau, nu știu, în armata mea suntem acceptate mai ușor, nouă ne fac mai multe greutăți unii alții. Cum erau discuțiile, care erau punctele de vedere? Bineînțeles că avem și discuții din astea legate de acceptarea noastră într-un mediu al bărbaților, pentru că fie că vrem sau nu să recunoaștem, faptul că noi suntem în armată ar fi așa o încălcare a teritoriului. Însă, în zilele noastre, consider că nu doar forța fizică este ceea care contează. O parte mult mai mare o are rațiunea și empatia de asemenea. Ei, și fetele de acolo, din celelalte nații, evident că și ele spuneau, da, că mai am probleme, că îmi dă mie mai multe servicii sau unele că la foarte multe nații femeile nu au voie să facă parte din structuri combatante, adică nu la infanterie, nu la tankuri. Ele doar mai la birouri eventual exact, undeva. Exact, da, exact, da, da, da. Se acceadă pe partea de logistică, de intendență, de financiar. Și ele se uitau oarecum, așa să zic, cu admirație la mine când vedeau că totuși sunt eu, cum am femeie, în fruntea 80 de militari, care la unii dintre ei probabil le puteam fi fică. Corect. Exact. Da, exact. Da, 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 da. Dar nu mi-a rămas altceva de făcut decât să profit de toată experiența lor, pentru că odată cu vârsta vine și experiența, mai ales în domeniul militar, și să găsim împreună cele mai bune metode ca să ne executăm misiunea. Pe baza militară Bagram și a constat în securizarea bazei militare. A coincis, evident, și misiunea cu plecarea noastră definitivă de acolo, ceea ce a făcut să crească și mai mult provocarea, întrucât au apărut planuri de retragere, națiunile au început progresiv să-și dezangajeze forțele de acolo, noi a trebuit să mai preluăm din sarcini, să mai îndeplinim prin cumul alte funcții, astfel încât să ajungem la efectul scontat și termenul de retragere final să fie atins. Erați singura româncă sau mai erau și alte fete? Am mai avut și alte fete. Eu și împreună cu 8 personaje de gen feminin. Bun, nu-i rău, tot e ceva, sigur că da. Acum avem posibilitatea legală să fim noi în prima linie, adică să nu mai fim cele din umbră care doar fac ca lucrurile să se întâmple. Acum avem puterea chiar noi să facem lucrurile corect să se întâmple. Care este planul de viitor al doamnei Chirila? O să
continui cu dezvoltarea în cariera militară. Vrea să ajungă general? Probabil că da. Așa. Urmează cursurile de carieră cu masterul de conducere și după care vedem în funcție de oportunitățile ce se mai oferă și în funcție și de ghidul carierei militare ce schimbări mai apar. Domnul colonel Șperlea, noastră în presa militară știu că aveți și acolo o jurnalistă, cel puțin dacă nu două. Două jurnaliste, una o știi foarte bine pentru că este muzician, este absolventă de conservator, Alina Crișan, și o doamnă capitan, Andreea Motoc, adică stăm bine. Dar cel mai vechi redactor din presa militară este Irina Nedelcu și cred că sunt deja 30 de ani de când slujește prin condeiul ei presa militară, așa că nici măcar eu nu mă pot lăuda cu asemenea vechime, deci cel mai vechi redactor este o femeie. Dar m-am bucurat foarte mult, îți mărturisesc, acum cu această emisiunea ta, să o cunosc pe Diana, pentru că lumea poate vedea foarte clar o femeie frumoasă, ambițioasă, dar care a pornit de la 14 ani în uniforma armatei române la liceul militar. O viață și care, dură, strictă, sigur că da. Ca unul care a urmat liceul militar, crede-mă că pot confirma ceea ce spui și o înțeleg foarte bine, mai ales pentru ele, pentru că ele au apărut relativ târziu în acest mediu cazon, după 2000, din câte știu eu, așa încât e un model pentru cei care privesc inclusiv în armată, pentru că noi avem, poate puțin lume știe, avem o strategie de gen. Strategia de gen a fost determinată de faptul că nu avem foarte multe femei în funcții militare, așa cum unii ar crede. Noi avem undeva spre 2%, în timp ce armatele NATO au undeva spre 20-25%, deci e încă loc pentru foarte multe femei. Diana, verișoare, ne poate cineva, stimată doamnă, dați anunț să pregătească liceu ceva? Diana ar putea fi un exemplu foarte bun pentru cele care doresc să acceadă într-o asemenea carieră, dar mai ales pentru faptul că înțelege exact și îmi place foarte mult lucrul acesta, că fiecare etapă profesională trebuie parcursă astfel încât să fie capabilă la un dat, cum spuneai, să devină general în armata română. N-am avut încă general femeie din infanterie. Era Floarea Șerban. N-am avut încă general femeie din infanterie, atenție, adică la comanda trupelor, pentru că aici este foarte important și dacă Diana va ajunge în această situație, atunci cu siguranță ar trebui să ne bucurăm. În al doilea război mondial, sigur, poate nu în posturi foarte mari de conducere, dar multe femei au salvat viața a sute de soldați și ofițeri români prin escadrila albă. Exact, escadrila albă este un exemplu de dăruire pe câmpul de luptă. Gândiți-vă că nu sunt doar asistente medicale, sunt femei aviator, extraordinar. Ele sunt pilot, sunt în același timp asistente medicale și femeile acestea au făcut eforturi extraordinare scoțând militari răniți din câmpul de luptă. Unele n-au avut, din păcate, după al doilea război mondial, parte de prea unele au ajuns și în închisoare, băgate de comuniști. Din păcate, dar este un film pe care eu îl recomand celor care ne urmăresc, pot intra pe net să-l găsească, Escadrila Albă, făcut de studio cinematografic al armatei, și acolo găsesc într-adevăr aceste exemple de dăruire și abnegație pe câmpul de luptă al unor femei care chiar au scris istorie. Stimata doamnă, a fost o plăcere să vă cunoaștem. Anunțați-l pe domnul colonel Șperlea când se întâmplă ceva interesant în cariera noastră și eu zic că e o bucurie pentru noi la Postul Public să marcăm evenimentul, da? Așa că vă mai așteptăm. Vă mulțumesc pentru invitație, vă mulțumesc pentru această ocazie de a spune gândurile legate de cele două misiuni pe care le-am executat în Teatrul de Operațiuni Afganistan și să ne vedem cu bine după următoarea misiune. Ce grad aveți acum? Capitan. La mai mare, cu vă drag. Mulțumesc. Vă mulțumesc, la fel. Să rămână. Serviciul de noapte la Radio România Actualități cu Gabriel Basarabescu. Mergem în cele ce urmează cu ajutorul domnului colonel Șperlea să cunoaștem veterani ai armatei române, oameni care sub tricolorul nostru ne-au reprezentat în Afganistan și care, din nenorocire, iată, au fost răniți. Există o inițiativă a domnului sublocotenent Marius Apostol. Îl salut în seara asta și îl rog în câteva cuvinte pentru început să ne spună ce s-a întâmplat în Afganistan, domnule sublocotenent. Seară bună! Am onoarea, bună seara dumneavoastră și invitațiilor dumneavoastră. Aș vrea să spun că pe data de 1 mai 2011, odată cu prinderea și asasinarea lui Osama Bin Laden, a fost un atac al patrulei românești, un atac cu un dispozitiv exploziv improvizat, o încărcătură de 200 de kilograme,
În urma impactului, mașina s-a desprins în trei locuri. Am fost patru unitari români răniți. Eu, cu locotenentul, am intrat în comă. Am fost duși imediat cu elicopterele Medevac în baza de la Kandahar, în spitalul de rol 3. După care, a doua zi, împreună cu ceilalți militari, am fost transportați în baza de la Ramstein, în Germania. În trei săptămâni am avut 9 intervenții chirurgicale, pentru că am politraumatism vertebral toracal, calcaneul a fost zdrobit și reconstruit, tibie picior stâng a fost zdrobită, iar vreau să menționez că eu pe partea stângă nu mai am nicio vertebră și am o plasă de susținere a intestinelor, am o proteză pe coloană de susținere a coloanei, se numește proteză rachisinteză metalică, am 27 de plăcuțe, 56 de șuruburi din titan, iar la cap am o plăcuță, am avut traumatism cranian. Vorba la colegii mei, sunt un mic roboțel. Un mic roboțel, dar cu suflet mare și cu o tenacitate extraordinară. Nu pot să spun decât tot respectul, iată, având toate aceste probleme, ați găsit totuși forța ca pentru camarazii dumneavoastră să încercați să creați o structură de recuperare. Spuneți-ne câteva cuvinte, cum a pornit asociația și ce vă propuneți? Deci în anul 2011, după ce am fost adus acasă în România, am fost aproape un an de zile imobilizat la pat. Și doi băieți ai mei îmi aduceau ceaiul și plusca. Vreau să vă spun că am avut sprijinul familiei, al copilor, al familiei mele, al părinților mei, pentru că fără ei chiar nu cred că puteam trece, mai ales că eram și căzut psihic. Dar uite că Dumnezeu m-a iubit, m-a lăsat pe pământ, vorba părintelui Țanu îmi spunea, Marius, Dumnezeu are o lucrare cu tine. Așa este, în timp am aflat și eu după 2 ani de zile, pentru că în anul 2012 nu a fost ideea mea, a fost ideea unui alt rănit de a face o asociație a militarilor veterani și a veteranilor cu dizabilități. Și atunci ne-am întâlnit la Sibiu, am fost 12 veterani, 8 militari răniți și 4 veterani, de la soldat la ofițer. Ideea a venit de la colonelul Pegulescu, militarul rănit în Afganistan. Am fost ales pentru prima dată în 2014 ca președinte, iar ușor, ușor am început să pun bazele acestei asociații, să o fac o structură foarte solidă, pe bază de voluntariat, vreau să specific de înainte, pentru că asociația este independentă, apolitică, non-guvernamentală. În România nu exista niciun centru de recuperare. Spitalul unitar nu putea să ne sprijine pe cât doream noi. Fiind și mulți, vă dați seama, 200 și ceva de răniți, 220 de răniți, e foarte greu și pentru spitalul unitar. De aici a plecat și ideea în 2014 de a înființa un centru de recuperare și refacere unic în România. În 2018 am mers la Mănăstirea Dealul, acolo era al unei asociații civile, investise o parte din bani, după care de un an de zile intrase în faliment și nu mai avea resursele financiare. Fapt pentru care ne-am gândit, am analizat, era o zonă frumoasă, la Mănăstirea Dealul, să nu uităm că acolo a învățat regele Mihai, acolo a fost liceul militar, destul de o istorie, și acolo este tradiție și capul, extraordinară, o tradiție liceu, extraordinară militară. Îmi spunea fostul primar din Arinoasa, cred că este destinat militarilor acest loc minunat. Am convins Consiliul Local, iar în 2018 ne-am apucat de treabă. În februarie 2018 am semnat acordul pe o perioadă de 74 de ani cu Primăria Târguviște, în concesiune. După care ne-am apucat de treabă. Vreau să vă spun că până acum investiția din 2018 până în 2021 se ridică undeva la 1 milion de euro. La primul pavilion vorbim aici de o suprafață de 10 hectare și două pavilioane, unul de 5.800 de metri și unul de 16.000 de metri. Cel de 5.800 are o capacitate de 76 de camere la etaj și de 78 de laboratoare medicale la parter. Vorbim de piscine de recuperare, laboratoare medicale psihologice, pentru că avem niște acorduri cu Institutul Militar al Psihologilor, sunt foarte bine pregătiți și au ce trebuie și atunci am încheiat un parteneriat între noi și institut de a reuși până la anul să facem 4 laboratoare și funcționale psihologice ca veteranii și familiile, să nu uităm că totuși și familiile au trecut prin multe, ei stăteau acasă săraci cu frica, sper să nu fie soțul. Am reușit în prima fază să facem lucrul ăsta, deja 2 laboratoare sunt finalizate, mai avem 2, până la sfârșitul anului sperăm să le reușim. Îl admir pe domnul Apostol pentru toate aceste inițiative. Spunea foarte corect că
Probabil Dumnezeu va fi avut un gând cu domnia sa după ce l-a lăsat în viață după teribilul accident despre care a amintit și cred că aici se vede cel mai bine destinul domniei sale în a-și sprijini camarazii care au fost răniți în teatrul de operații și care au nevoie de acest ajutor. Mai ales că eu, folosind titlul în roman celebru, îl consider pe domnul apostol așa un frumos nebun cu inițiativa aceasta care trebuie neapărat sprijinită de fiecare dintre cetățenii acestei țări, cu atât mai mult de organismul militar. E drept că este un efort financiar mare, este un efort financiar important, dar cred că solidaritatea noastră pentru oamenii aceștia care s-au deplasat în teatru de operații cu acordul Parlamentului României, să subliniem acest lucru, fiindcă aud tot soiul de comentarii privind mercenarii care au fost în Afganistan, nu, aceștia au fost niște militari ai Armatei României care s-au deplasat acolo prin decizia Parlamentului României și care merită tot respectul nostru pentru semnătura aceasta de jertfă de sânge sacrificial, aș spune, pentru reconstituirea unui stat capturat de talibani la momentul respectiv. Sper ca eforturile lor să nu fi fost în zadar în Afganistan, fără îndoială, dar în același timp îmi doresc în câțiva ani să văd această inițiativă, Centrul de Recuperare și Refacere de la Târgoviște, funcțional pentru veteranii de război, pentru veteranii cu dizabilități, iar modalitatea în care noi cu toții suntem alături de ei, cred că va conta foarte mult în primul rând pentru psihicul lor. Mergând mai departe acum cu această asociație care își propune nu o concretizare a centrului. Spuneți-ne care este istoria, ce s-a întâmplat, ce pași au fost făcuți. În anul 2019, la solicitarea asociației, guvernul Orban s-a deplasat și a fost la Mănăstirea Dealul, la Centrul de Recuperare și Refacere. Împreună atunci și cu ministrul Buruș, ministrul Apărării Naționale Nicolae Ionel Ciucă și cu alți factori decizional. În urma discuțiilor cu dumnealor, a rămas ca noi să facem proiectul cap-coadă. Asociația și-a asumat acest lucru, având în vedere că nu suntem o forță financiară, dar am reușit, iar în luna octombrie am pus pe masa fostului ministru al fondurilor europene, domnul Marcel Boruș, proiectul. Am făcut cu studiul de fezabilitate cu absolut ce trebuie. Numai valoarea proiectului undeva la 300.000 de euro. După ce am finalizat proiectul, domnul Marcel Boruș ne-a asigurat că proiectul are șanse să meargă la Bruxelles și după aceea să ne comunice pașii următori. Sigur. În luna decembrie am primit o hârtie oficială de la Ministerul Fondurilor Europene prin care a fost agreat proiectul nostru, vorbind de laboratoarele medicale, kinetoterapie, fizioterapie, logomatul și alte lucruri, plus asigurarea utilităților, deci bani pentru utilități. De a plăti doctor, de a plăti asistenți, de a ne întreținerea și alte lucruri. Adică că Bruxelles este de acord cu ce am trimis noi proiectul, având în vedere că în România nu există așa ceva. În luna februarie, știți foarte bine, s-a schimbat guvernul și atunci am făcut cereri oficiale, adrese oficiale, către primul ministru și către ministrul Fondurilor Europene, domnul Dinea. Da, să vedem și noi situația sau... Ne gândeam noi că poate e mai nevoie de sprijinul nostru, ca în orice proiect, poate au oamenii ai nevoie de ceva. Din luna februarie până în aprilie nu am mai primit niciun răspuns nici de la prim-ministru, dar nici de la ministrul. Singurul lucru cu care am ținut legătura și am tot discutat a fost ministrul Apărării Naționale, Nicolae Ionel Ciucă. Am făcut a treia adresă către ministrul Dinea, în care i-am solicitat respectos rugămintea de a ne primi 5 minute și de a pune pe masă proiectul din nou. 45 de zile, nu ne-a dat niciun răspuns. În urma ieșirilor mele, împreună cu colegii mei în presă, ministrul Dinea ne-a trimis un document prin care ni se comunică că Comisia Tehnică a Bruxellesului nu agrează, cu ghilimele de rigoare, că nu intră pe programul operațional PRR, doi la mână, că nu constituie o urgență a României proiectul Centrului de Recuperare și Refacere. Din punctul nostru de vedere, acest lucru ne-a... V-a debusolat, sigur că da, înțeleg. V-a debusolat sau, da, cum sigur, să spun, ne-a demoralizat un pic, pentru că noi nu știam de lucrul ăsta, noi nu știam că Bruxelles a trimis acest document,
iar noi am făcut solicitare după acest document ministrului Ghinea să ne pună și nouă pe masă hârtia oficială a Bruxellesului, pentru că mi se părea normal să ne arate și nouă. Totuși suntem o asociație cu aproape 45.000 de membri din tot sistemul național de apărare. O să ne cheme, am solicitat 5 minute să discutăm cu dumnealui sau cu secretarul de stat sau pe cine desemnează dumneavoastră, să vedem de ce nu ne încadrăm pe axa operațională. Am înțeles. Domnule sublocotenent. Fapt pentru care nu s-a întâmplat nici în ziua de astăzi și probabil că nu cred că se va întâmpla niciodată. Nu e bine să plecați de la ideea asta. Eu, dacă ne dați voie, v-aș ruga să ne primiți alături de noastră așa cu 0,5% să zic implicare și să încercăm să ducem acest mesaj direct către ministrul Ghinea. Eu nu sunt convins că au ajuns lucrurile așa cum le-ați prezentat noastră până la dânsul. Consider că sacrificiul noastră, poziția noastră nu trebuie să intre sub nicio formă într-o luptă politică dintre diverse partide și cred normal ca orice român, orice ministru de astăzi sau de mâine să susțină cu tot sufletul și cu toată onoarea o astfel de inițiativă. Așa că dacă ne dați voie, din septembrie o să încercăm un dialog direct, încă o dată o spun, cu domnul ministru Ghinea și poate că PNRR-ul nu a fost, să spun eu așa, o zonă rapidă de implicare în raport cu noastră, dar există celelalte fonduri europene. Nu vreau să cred că nu se poate găsi o posibilitate alături de domnul colonel Șperlea să încercăm să punem lucrurile cu calm, cu tact în pagină. Sunteți de acord? Ne sunt de acord. Sunt de acord cu dumneavoastră și să știți că pentru noi contează să realizăm acest proiect, acest obiectiv al nostru și cu riscul de a mă repeta către dumneavoastră și ascultătorii noastre, noi dorim să facem în România un centru de recuperare și refacere pentru veterani și familiile acestora, ce nu există. Sigur. Nu am cerut altceva. Ar trebui să vină de la politicieni. Spunea domnul Colo mai devreme că cu acordul Parlamentului României s-a trimis trupe în teatrul de operații. Este, 100%. Păi tot cu acordul Parlamentului României avem morți, avem familii îndoliate, corect, avem militari răniți, avem familii distruse. Nu e cu tot cu acordul Parlamentului. Suntem oare absolut de acord. Și eu cu dumneavoastră pun o întrebare. Oare de ce acest domn ministru Ghinea nu ne-a putut primi 6 luni de zile 5 minute? Haideți să nu intrăm într-o luptă politică care nu-i nici a dumneavoastră, nici a noastră ca post public, să-i lăsăm în pace pe politicieni și să-i rugăm un lucru, exact cum a spus și noastră, orice culoare politică ar avea, să vă respecte în mod egal și să vă susțină în mod egal. Haideți să încercăm și noi ca post public să avem garanția că trimitem informația corectă și abia după aceea să tragem o concluzie de bună sau de rea credință din partea unei persoane sau altuia. Dar, repet, e foarte important ca și noastră să fiți convins că pe masa ministrului a ajuns cum trebuie demersul noastră. Ați fi de acord, deci, din septembrie să ne primiți în această comunicare cu autoritățile, să avem și noi bucuria că putem, așa, încă o dată o spun, 0,5% să punem umărul la crearea acestui centru, să-l vedem odată făcut. Cu drag, dar cu condiția, chiar dacă este și negativ, să o dăm tot aici, în direct la dumneavoastră. Este obligatoriu lucrul ăsta, asta am și spus. Singura problemă este să avem garanția că pe mesele tuturor politicienilor a ajuns informația corectă. Și să sunt nu intrăm nici noastră, nici noi într-o luptă politică, atâta tot. Noi facem numai politica noastră, politica veteranilor. Nu mă îndoiesc, este clar lucrul ăsta. Aș vrea totuși să ne mai spuneți câteva cuvinte despre cum a fost acea întâlnire. Știu că a luat parte și domnul colonel Șperlea, poate că ne spune domnia sa. Cum a fost întâlnirea, acele uși deschise, să spun eu așa? Eu și colegii mei din presa militară am fost alături de domnul Apostol și de asociație încă de la înființarea sa, iar sâmbătă la Târgoviște, la Centrul de Refacere și Recuperare, au organizat o expoziție temporară care va fi baza viitorului Muzeu al Veteranilor în cadrul centrului. Uh-huh. Și am fost surprins înainte de toate de lumea prezentă. Au fost, așa după estimările autorităților locale, undeva peste 1.000 de oameni, dar
ce mi-a plăcut foarte mult, atitudinea copiilor care au fost acolo încântați de parada motocicliștilor, o parte din motocicliști sunt și ei veterani din teatrele de operații, încântați de exponatele atât ale centrului, dar și ale Muzeului Aviației, pentru că și Muzeul Aviației a fost acolo prezent cu exponate, de un teren de airsoft care a fost bucuria lor, un spectacol folcloric, toate menite să readucă în atenție problema acestui centru și mai cu seamă am avut ocazia să văd exact ceea ce au reușit să facă într-un timp foarte scurt și este impresionant ceea ce au reușit să facă. E limpede că au nevoie, cum spuneam, de solidaritatea noastră și de acest sprijin pentru a putea pune la dispoziția veteranilor cu dizabilități și a celor care au fost în teatre de operații un centru care să beneficieze de acest sprijin medical, psihologic, de refacere, kinetoterapie și toate celelalte domenii care pot să-i ajute. Din punctul meu de vedere, este o performanță și subliniez lucrul acesta, a ceea ce încăpățânarea, tenacitatea domnului Apostol poate să producă. Repet, destinul domniei sale trebuie să fie unul efectiv legat de acest centru și sunt convins că va reuși. E mai mult decât onorabil demersul noastră și încă o dată o spun, ar fi o bucurie ca alături de domnul colonel Șperlea să mișcăm și noi un strop lucrurile. Într-un fel, asta este obligația presei, să ducă informația corectă spre fiecare persoană, așa cum spre ascultători suntem nu preocupați să ducem adevărul și nu fake news-ul și știm cât fake news este în jurul nostru. Eu vreau să am convingerea că și în cazul dumneavoastră toată lumea are pe masă situația reală și dacă cineva va lua o decizie greșită având garanția că pe masă este situația reală, atunci vom rosti și păcatul lui să fie. Dar eu zic să plecăm de la speranța că din septembrie se va realiza ceva. N-a fost PNRR-ul, nu-i moarte de om, sunt celelalte fonduri europene. Nu văd de ce nu s-ar putea găsi cu tact și cu bună credință o formulă de ieșire din impas. Vreau să menționez un lucru, domnul Conș Perle, încă de la început, așa este, observatorul militar. Dumnezeu a fost alături de noi de fiecare dată și la orice activitate, orice acțiune, iar sâmbătă, așa cum spunea și dumnealui, bucuria noastră a fost că ne-am întâlnit veterani care nu mai văzusem de misiunile noastre, gen Somalia sau Angola sau Irak. A fost o mare bucurie, ne-am întâlnit în toată țara, să știți că au venit veterani cu familie în toată țara, de la Timișoara, de la Oradea, Iași, Botoșani, Craiova și atâția veterani acolo. Și cum spunea și domnul colonel, din datele oficiale ale Jandarmeriei Dâmbovița au fost peste 1000 de oameni. Vă dați seama că excepțional, cea mare bucurie sigur, când vezi atâția oameni și atâția corect copii. Atracția, cum a spunea domnul colonel, a fost pe deplin meritată pentru că copiii au avut pe de o parte acest poligon de airsoft și au tras cu armele, pe de altă parte au fost cei de la forțele aeriene cu elicopterul și forțele de operații speciale de la Târgu Mureș și de la Buzău, ceea ce i-a încântat pe copii. Au văzut mărturiile noastre pentru că, într-adevăr, s-au fost expuse în cadrul muzeului și vă dau aici niște exemple, cămășile cu sânge ale militarilor români, celor căzuți, camarazii noștri căzuți, au fost uniformele lor. În primul rând să știți că acolo unde până râurile Tarnac sau Bosna, să știți că și acum curge sângele ăsta românesc și sunt foarte multe familii îndoriate. Pentru ei mai mult am făcut, m-am zbătut cu colegii mei să facem acest muzeu temporar în aer liber și sperăm ca Ministerul Culturii să ne acrediteze pentru că sunt foarte multe unicate ale veteranului și mărturii ale veteranului în datul operației. Din septembrie pornim la drum, domnule colonel Șperlea, și nu cred că poate fi bucurie mai mare decât să aducem și noi, prin ceea ce facem, un omagiu celor care și-au dat viața și de ce nu să le arătăm respectul, iată, acestor oameni care, deși răniți, deși cu probleme, găsesc forța de a-și ajuta camarazii. Mi se pare excepțional, încă o dată, tot respectul nostru, domnule sublocotenent Apostol, și din septembrie pornim cu Dumnezeu înainte la drum și o să iasă. Așa cum a iubit pe mine Dumnezeu, așa ne iubește. Nu ne va lăsa niciodată. Și cu siguranță se vor găsi și pârghile necesare să avem un loc frumos al nostru în care, pe de o parte, să ne recuperăm fizic, pe de altă parte, să avem această relaxare cu familie, să ne întâlnim. Sufletească, sigur. Sufletească. Tot respectul, domnule sublocotenent, ne întâlnim din septembrie și pornim la drum. Vă mulțumesc mult și eu și vă doresc toate cele bune. Domnule colonel, mergem mai departe cu emisiunea. Așa ar trebui.
Serviciul de noapte la Radio România Actualități cu Gabriel Basarabescu. Iată că după combatanții trecem și la presa militară cu toată amploarea ei, ca să spun așa, pentru că pe lângă redactorul șef al Observatorului Militar, alături de care continuăm, domnule colonel Șperlea, l-ați propus și mulțumesc pentru asta în această ediție specială și pe adjunctul noastră, și asta nu pentru că vei adjunct, ci pentru că are o experiență îndelungată în ceea ce privește Afganistanul. Așa că îl salut și pe domnul Dan Constantin Mireanu. Seară bună! Seară bună, vă mulțumesc tare mult! Când a fost primul contact cu Afganistanul? Primul contact cu Afganistanul e ca prima iubire, nu se uită niciodată. Așa. În 2009, și mi-aduc aminte că atunci soția mea era însărcinată cu al doilea copil în luna a șaptea. Și 2009 ce a fost... Mă lași aici cu copiii, cum a fost? Păi nu prea s-a întâmplat să-mi ceară cineva părerea atunci dacă vreau sau nu să merg. A fost un ordin. În perioada sărbătorilor de Paște mergi în Afganistan 2 săptămâni. Era o perioadă foarte dură atunci. În medie cam un militar pe zi murea din NATO. Și de la noi, acolo se afla batalionul 21 Manevră, batalionul de la Predeal. Ei pierduseră un om chiar cu o săptămână înainte să ajung eu acolo, iar atmosfera era destul de tristă, tensionată. Talibanii aveau niște acțiuni extrem de dure și acționau, după cum știți foarte bine, cât se poate de perfid. Era o perioadă dură. Mă bucur cumva că am prins și acel gen de misiune cu patrule și de 100 de kilometri, în care am avut ocazia să merg prin sate, să văd și oamenii cum trăiesc și cum se bucură copiii atunci când primesc un pix, o hârtie, o foaie de hârtie, un caiet, să văd cum își improvizează jucării și se bucură ca și cum ar fi unele scumpe sau poate mai mult decât se bucură copiii noștri când primesc niște jucării scumpe. A fost o lume pe care am descoperit-o și atunci chiar îmi spuneam, îmi pare tare rău că nu am un condei ca lui Brunea Fox sau Joe Boxa să pot relata măcar o parte din ce trăiam și din ce simțeam acolo în teatrul de operații. Deci înțeleg din ce îmi spuneți că faceți parte dintre jurnaliștii care realmente s-au dus în teritoriu cu diverse vehicule, ați fost practic în pericol, pentru că știu că există și jurnaliștii de tinichele, ai spune eu, care stau în bază, se bagă sub masă la prima pocnitură din jur și după aia vin în țară și ne spun cum au mușcat din dușmanul de clasă. Dar mă rog, îi lăsăm în pace și continuăm cu amintirile noastre. Care a fost momentul cel mai tensionat sau periculos pe care l-a trăit acolo? Înainte de a pleca în Afganistan, nu știi cum vei reacționa. Și cumva mă gândeam că ar fi firesc și să-mi fie frică și să-mi fie teamă să ies din bază, cum spuneți. Toate astea le consideram firesc și așteptam să le trăiesc. Am avut șansa, la fel ca domnul colonel Șperlea, să merg cu cineastul Gabriel Cobaznian. Și aici e un punct comun. Gabriel Cobaznian era de vârsta tatălui meu. Și cumva să vezi un om care atunci avea 60 de ani, la 60 de grade Celsius, cu vesta antiglonț, cu camera video, care era o cameră grea la vremea aceea, cu casetă, știți cum era înainte, și a fost un exemplu pentru mine. Iar eu eram locotenent și pentru mine nu exista să nu respect ordinul, sau așa am fost cumva formați de la 14 ani în armată. Și era chiar, consideram, o onoare cumva să fiu acolo. Și mi-aduc aminte impactul când am ajuns în bază, am zburat cu un elicopter și nuc și încadrați de două Black Hawk stânga-dreapta. Mi se părea că sunt efectiv într-un scenariu de film și mă chinuiam să fotografiez cu un teleobiectiv, iar un militar american care asigura partea din spate cu foc, asigura partea din spate a elicopterului, m-a invitat pe scaunul unde stăteam, mi-a agățat o centură de vestă și mi-a zis, fotografiază. Și zburau extrem de jos, nici asta nu înțelegeam, deși era un risc foarte mare să se tragă în ei, zburau efectiv în formație tactică. Zburau foarte jos, cu manevre multe, extrem de interesant a fost pentru mine. Și mă întrebați care a fost cel mai dificil cumva. Periculos, treceam, să spunem, periculos. Da, moment. A fost de fapt un fals pericol. Treceam printr-o albie de râu pentru că podul fusese minat. Acolo murise, dacă nu mă înșel, maiorul postmortem, un guraș, cu vreo 2 săptămâni înainte să ajungem noi. Și nu se mai trecea, podul era impracticabil. Treceam prin albia râului, undeva la vreo 100 de metri. Erau niște tiruri, niște microbuze cu afgani care se agitau în jur. Eram în prima mașină și a tras mitraliera din a doua mașină. Militarii care făceau, cumva asigurau
paza apropiată și controlau zona, s-au culcat la pământ și nu știam, stațiile erau bruiate, nu știam de ce se trage. Am aflat pe urmă că erau niște focuri de avertisment, pentru că se apropiau destul de mult acele mașini care s-au și oprit, dar a fost un scurt moment în care nu neapărat că am simțit vreun fel de teamă, dar era un necunoscut. Nu știam ce se întâmplă și ce urmează. Asta e cumva cel mai tensionant. Domnule colonel, pe ce criteriu alegeați colegii pentru a merge în Afganistan, în alte teatre de operațiuni? Cum e? Știi cum se spune, Gabi, e o întrebare foarte bună. Nu, dar chiar este o întrebare foarte bună, pentru că ea, de fapt, mă determină să-ți spun că e foarte important echipa de tip combat camera într-un asemenea teatru de operații. Îți amintești, la un dat discutam despre acest principiu fundamental, instruiește-te așa cum vei lupta. E valabil și pentru jurnaliști, pentru că echipa combat camera e compusă dintr-un cameraman, un fotograf și un redactor și sunt în măsură să realizeze un material de presă în locul în care se află, într-un timp foarte scurt. Ei trebuie să fie profesioniști, fiecare dintre ei știe foarte exact ce are de făcut, dar în același timp trebuie să fie o echipă. Noi am avut șansa asta, de ea vorbea Dan, aici trebuie să fac o paranteză, să-ți mărturisesc că mi-e foarte drag, nu e neapărat un subordonat, ci un prieten apropiat. E mai dificil în instituțiile publice așa ceva, se găsește rar, prietenia în general este un lucru rar, dar l-admir în primul rând pentru această performanță de-a lungul timpului de a se descurca admirabil atât în ceea ce înseamnă presă scrisă, audio și video, este un jurnalist complet din acest punct de vedere. Și spuneam, am avut șansa în perioada în care șeful statului major general era generalul Popescu și directorul trusului de presă Ion Petrescu, de a trimite în teatrul de operații în Afganistan aceste echipe combat. Așa am avut eu ocazia, cum spunea Dan, să merg cu Gabriel Cobasnian, care a realizat atunci, pe baza filmărilor, un prim memorial video pentru primii doi căzuți în teatrul de operații din Afganistan, Samuile și Fogorașii. Iar Dan a avut și el prima dată exact aceeași ocazie. A fost o experiență foarte utilă pentru noi și eu mă întorc întotdeauna la ea spunând că este cea mai utilă nouă jurnaliștilor. În același timp, nu lipsită de pericole, pentru că situația într-adevăr era destul de complicată. N-am ales niciun caz calea simplă, cum spuneai, de a rămâne în bază ascuns pe undeva, ci dimpotrivă am mers să filmăm și au fost foarte multe experiențe care pentru noi, cel puțin, ca jurnaliști militari au contat. Mă întorc acum la Dan, pentru că grație lui am reușit o performanță și trebuie să o spun eu în primul rând, de a pune pe picioare un studio multimedia. Adică am socotit că acestui săptămânal al Ministerului Apărării Naționale cu o vechime importantă apare primul număr în 1859, iată pe 23 iulie a fost ziua presei militare, s-au împlinit 162 de ani de la apariția acestui săptămânal. E și mai important, întreaga zi a presei militare românești pleacă de la istoricul observatorului militar. Deci e piatra de hotar pentru toată presa militară. Exact. Piatra de hotar pentru presa militară în România este apariția acestui săptămânal al militar, condus de colonelul Ion Voinescu și locotenentul Grigore Lipoianu. Aveam să fac și eu, o să-ți vină să râzi, poate la 160 de ani de la apariția primului număr, aveam să experimentez această echipă de conducere, pentru că eu eram colonel și secretarul general de redacție Marius Mocanu era locotenent și mi-am spus, iată cum reedităm noi la 160 de ani echipa formată dintr-un colonel și un locotenent, cum știi foarte bine, un secretar general de redacție în general e mai important chiar decât redactorul șef. Și deci am încercat să-i dăm bătrânei doamne, cum îi spunem noi, o nouă față prin această extindere, dacă vrei, a zonei de exprimare, nu doar prin presă scrisă, condei, dar și prin video. Dan și-a asumat această responsabilitate ca șef al studioului multimedia și sunt câteva producții importante pe care le-a putut realiza numai 3 ani de când a fost creat. Filmul despre care am vorbit cu prilejul zilei presei militare și despre care sunt convins că Dan ne va da mai multe detalii, fiind, după părerea mea, poate cel mai bun pe care l-a realizat, el glumește adesea spunând e cel mai bun până acum, cel mai bun film încă n-a fost realizat și cred că are dreptate, pentru că tot timpul e așa, ai dreptul să crezi că viitorul film va fi mai bun decât cel pe care l-ai făcut. Dar este, cum spuneam, o șansă de a extinde, vedem foarte bine ce înseamnă inclusiv în presa occidentală, această abordare multimedia a actului de presă. E important pentru noi, este un efort de adaptare continuu și Dan a fost un partener admirabil din acest punct de vedere. Deci momentul cronică de film. Ta-na-na-na. Domnule Mireanu, vă rog, cum arată filmul?
omul? Mi-e greu să vorbesc și să spun eu cum arată. Pot să vă spun cam cum l-am făcut și cum mi-am dorit să arate. Deci, da. Atunci, un moment din chinurile facerii. Din chinurile facerii și chiar plăcerile facerii. Corect. Inițial când mi-a venit ideea și a venit de la Maierul Bogdan Oproiu, noi am spune primul jurnalist trimis pe funcție de redactor în teatru de operații într-o misiune completă de 6 luni. Bogdan mi-a predat cumva mandatul și responsabilitatea în baza aeriană Kandahar, spunându-mi și tot felul de lucruri care pentru mine au avut un impact destul de mare. De exemplu, îmi spune, știi că aici există un departament care se ocupă cu prinderea animalelor sălbatice și periculoase din bază, gen vipere, scorpioni, coioți. Foarte interesant, știi că baza are un primar? Cum să aibă? E o unitate militară, are un primar, ca orice oraș. Primarului se subordonează poliția, ca în Statele Unite ale Americii. Știi că sunt 30 de tone de gunoaie care se adună într-un anumit fel și mi s-a părut fascinant. Da. Bogdan le descoperise treptat, mi le-a predat cumva de-a gata. Nu mai trebuia să le descoper, trebuia doar să le descoper vizual, auditiv și prin oamenii care lucrau acolo. Inițial mi s-a părut greu. Noi eram o structură mică, Elementul Național de Sprijin e o structură de logistică unde era și funcția noastră de jurnalist, era un jurnalist, dar se numea Centru Media. Eu eram un centru media și atunci mi s-a părut o mare provocare, ba prea mult pentru mine să ajung la comandantul bazei, să ajung la top managementul de la Dynacorp, care citisem ceva despre acest manager David Steller, avusese la un moment dat 60.000 de oameni în subordine, bugete de 2 miliarde de dolari pe an și instalase aproape toate bazele, începând de la Kuwait, Irak, Afganistan, sub foc inamic. Mi se părea un colos să ajung la oamenii ăștia. Deci era o vedetă, sigur că da. Absolut, era o vedetă, în toată puterea cumva cuvântului. Da, 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 da. Știam că sunt vreo 7.000 de oameni de civil care lucrează, care asigură traiul în această bază și când zic asigură traiul mă refer începând de la a extrage apa din deșert prin niște puțuri de foarte mare adâncime, a purifica acea apă, a o face, cred că era potabilă, ei nu ne recomandau să bem, dar era atât de bine tratată încât n-ai fi pățit nimic dacă ai fi băut astfel de apă. Un spital de rol 3 care avea inclusiv neurochirurgie. Aveai impresia când intrai pe ușa acelui spital că ai intrat direct în Statele Unite, în cel mai modern spital. Era fascinant și am zis că trebuie să iau aceste lucruri cu mine. Da, domnule Mirano, o întrebare tehnică. Dacă vroiați să ajungeți la spital sau la, iată, acest punct de colectare al animalelor periculoase sau spre stațiile de sortare a deșeurilor, trebuia pentru fiecare lucru aprobare sau în cadrul stației vă puteați duce unde doriți, când doriți? Inițial le-am explicat intenția mea de a realiza un documentar. Așa. Am căutat cât de repede am putut, am făcut o predocumentare, am văzut că nu există un documentar despre baza aeriană Kandahar. A, nici ei nu făcut seara, nici americanii, nici nimeni. Nici BBC, nimeni. Foarte tare, așa. Erau documentare despre operații, despre luptele cu talibanii, despre spitale, era un documentar, dar nimic despre bază. Sau n-am reușit eu să găsesc repede pe YouTube cu tot felul de cuvinte cheie sau pe net. Și atunci le-am propus un documentar despre felul în care funcționează baza și am așteptat vreo 2 săptămâni să primim aprobare, cred că de la Congresul American, oricum documentele s-au trimis în Statele Unite, de acolo a venit aprobarea și după ce a venit aprobarea totul a mers matematic. Ne făceau programul pe zile de filmare, un lucru admirabil, știam clar că la sala de mese, la bucătărie am 35 de minute, după care trebuia să ne mutăm în altă parte și filmam cam 7 ore pe zi, au fost vreo 5 zile de filmare doar în anumite puncte cheie, cu câte 6-7 ore pe zi. Sigur, eu am filmat toată perioada, 6 luni, diferite momente, atacul rachetă, mergeam cu telefonul și mai și filmam cât puteam din buncăr așa, cât reușeam să fim și în siguranță. Peisaje, apusuri, tot felul de momente care pe mine mă impresionau, le-am filmat pe timp de 6 luni, dar interviurile și accesul în acele locuri a fost așa, făcut pe minute și secunde, ca la radio, cum vă faceți și noastră desfășurătorul. Și tot filmul ăsta, domnule colonel Șperlea, este într-un fel proprietatea, produsul observatorului militar. În primul rând de o producție a studioului multimedia Observatorul Militar, apoi altul studiu de presă, pentru că trebuie să implicit, acest da, lucru. Da.
În cadrul trustului de presă se află și redacțiile colegilor noștri, radio și televiziune, și ei cu rolul lor foarte important, dar a fost un produs media. Pe când care a ieșit? Oferit. Acum cât timp a fost gata? Chiar cu prilejul zilei presei militare pe 23 iulie. A, deci e cald, acum. În aula Ministerului Apărării Naționale, da. Eu am mai avut o previziune în cazul lui Dan, când și-a prezentat primul scurtmetraj și am spus acest film va fi încununat de cel puțin un premiu la, cred că, nici 2 luni, dacă nu mă înșel, după această previziune, fără să-mi atribui neapărat rol de Casandră, dar la nici 2 luni de la această previziune a primit premiul întâi pentru scurtmetraj la Festivalul Internațional al Filmului Militar de la Roma, așa încât s-a întors atunci aureolat de această bucurie și cred că și filmul acesta va avea un succes important în cadrul Alianței, mai ales pentru că Dan a avut o idee excelentă. Este un militar american cel care asigură vocea din off și care îl face foarte universal. Este posibil să-l urmărească oricine care a fost în baza Kandahar. L-ați trimis și altora sau nu? Urmează și cred că eu asta îi prevăd, că va avea un succes teribil atunci când va intra cumva în rețele de distribuție ale Alianței Nord-Atlantice, pentru că, așa cum cred că ți-am mai spus și după ce mi-ai zis că ți-a plăcut o secvență anume din film, care este foarte haioasă. Da, cu acel bucătar care vorbește care românește. Da. Și cred că el va avea un succes pentru că vorbește despre oamenii de acolo în primul rând, dar mai ales despre forța Alianței Nord-Atlantice de a duce un asemenea tip de efort logistic oriunde este necesar. Aici cred că este meritul lui Dan de a fi produs deci un film care nu e neapărat românesc, nu e neapărat despre românii din Kandahar, deși ei se regăsesc acolo, militari în uniformă ai armatei României se regăsesc în acest film, mai ales atunci când vorbește despre detașamentul de poliție român-american și, cum spuneam, îți amintești discuțiile pe care le aveam cu privire la felul în care sunt priviți românii, care asigură paza bazei și accesul în bază de partenerii americani. Deci aici cred că va fi un succes pentru că se vor regăsi toți aceia care de-a lungul timpului s-au aflat în baza Kandahar într-o formă sau alta, chiar și cei care au fost civili în aceste firme care asigură buna funcționare a bazei. Iar mie ce îmi place foarte mult, asta trebuie să o spun eu ca spectator acum, chiar dacă pare că îi ridic un soc lui Dan, dar crede-mă, îl merită. Ce îmi place foarte mult este că are o tăietură admirabilă. Urmărești 30 de minute acest film și fiecare lucru aproape că îl cheamă pe celălalt și potențează filmul. E adevărat că n-ai vrea să stai lângă el când montează, este absolut enervant, pentru că e atent la fiecare cadru, la fiecare detaliu și e uneori obositor, dar nu cred că se poate face altfel un film pe care să-l apreciez cu adevărat. Cum ați colaborat, domnule Mireanu? În cazul meu, proiectele în care m-am implicat au avut un fel de viață proprie și am fost realmente norocos. Pur și simplu, eu nu consider că am știut să fac sau că am simțit într-un fel, ci că de fiecare dată am avut marea șansă să întâlnesc oameni extraordinari care să se implice și să facă un proiect inițiat de mine mai bun decât îmi puteam imagina măcar. Și aici aș vrea să spun câteva cuvinte despre acest film. Pentru că aveam mult material filmat, mi-a fost greu după ce m-am întors, după 7 luni de Afganistan, să le revăd o perioadă. Efectiv, știam că am foarte multe interviuri, am foarte multă informație, foarte multă documentare, pentru că știți cum e, când întrebi un tehnic cum se purifică apa, ai impresia că vrea să te învețe efectiv când ieși de acolo să știi ce formule chimice, ce aparate și cum se folosesc. Pe tine te interesează în linii foarte mari ca să prezinți o imagine. Și ca să scoți, să zicem, 5 minute pentru noi profanii interesante, poate filmezi o oră. Așa se întâmplă. Corect. Da. Da. Și prima problemă pe care am avut-o când am început să montez a fost cu sunetul. Pentru că acolo sunt generatoare din 10 în 10 metri, generatoare de curent, decolează avioane, aterizează elicoptere în patrulă, focuri de armă, explozii controlate. E greu să înregistrezi și dacă ai avea aparatură foarte bună. Ori eu de multe ori nu aveam timp să folosesc o lavalieră în situația unei alarme de rachetă. Nu ții cameră, trepied, lavalier, înregistrezi cu ce ai. Și atunci am avut mare noroc
de un sunetist foarte bun, un sound designer pe care îl avem la trustul de presă, se numește Tudor Petre, e coleg la studio cinematografic, știam că se pricepe foarte bine la sunet, dar încă nu lucraserăm la un proiect. Efectiv, a făcut să sune minunat acest film. Aici jos pălăriei, transmiteți complimente și vă spun de ce am prieteni care lucrează pentru televiziuni, pentru diverse show-uri din acestea care apar pe post și vreau să vă spun că își smulg părul din cap când primesc materialul brut. Sunetul este cenușăreasa tuturor, fac niște tâmpenii, nu mă feresc de cuvânt, în înregistrare, după care când sunt anunțați mari, mă rog, producători, păi domnule, nu sună bine. E, fă și tu ceva în studio să sune. E, când ai generatorul și avionul deasupra, într-adevăr, trebuie să fii meseriaș ca să-ți iasă bine. Deci omul va ajuta mult cu sunetul. Iar eu trebuie să recunosc că mă pricep atât de bine la sunet, încât știu când nu mă pricep și trebuie să dau proiectul altcuiva. Păi e mare lucru de încercat ca sunetul să fie măcar omenesc, nu groaznic când faci o filmare. Foarte interesant. Cam câte ore de material brut ați avut voi? Știu să zic vreo 12-14 ore. Da, am filmat cu un aparat de fotografiat. Bun, foarte bun. Am avut o optică foarte bună, ceea ce mi-a permis să filmez și pe timp de noapte și în condiții mai grele. Iarăși, dacă tot a venit vorba de echipă, trebuie să spun și despre Bogdan Oproiu, care inițial mi-a dat multe ponturi din bază, dar pe urmă a tradus filmul în engleză și cu adevărat l-a făcut să sune mai bine decât reușisem eu în română. Admirabil. Și peste munca lui de traducere și adaptare, o prietenă bună din Anglia, Sarah O'Kennan, l-a adaptat, l-a stilizat să sune bine pentru nativii englezi, prietena mea cu studii de litere în UK. Și un produs pe care e clar cei ce ne aud, eu zic că n-ar trebui să-l rateze. O să-l punem și noi în pagina serviciului de noapte, da? Se poate, domnilor? Spunem, Gabi, dacă mi-i îngădui să le spunem celor care ne ascultă și ne și văd pe Facebook, îl pot urmări pe pagina de Facebook a Ministerului Apărării Naționale și pe pagina de Facebook a Observatorului Militar. Păi îl preluăm cu intrare în pagina voastră de Facebook, îl punem și noi în pagina noastră. E perfect. Să-l împrăștiem în cât mai multe locuri, pentru că, într-adevăr, e o muncă excepțională și nu e vorba doar de muncă, e vorba chiar de plăcerea conținutului. Sigur că da. Și iarăși trebuie să spun, pentru că vă știu pasiunea pentru muzică, știți că la un film, mai ales când n-ai buget, muzica e o mare problemă. Și aici, admirabil, colegul pe care Florin îl pomenise mai devreme, Marius Mocu, Canu a compus toată muzica pentru film, a fost și pentru el o provocare, că e prima dată când face asta, dar el e talentat, a simțit ritmul filmului, am discutat tot timpul cam despre ce pasaje ar fi vorba în anumite momente, cât de dramatic să sune sau din contră și am reușit împreună cumva să facem acest produs. Sigur, acum știți bine că un film la final are nevoie și de o haină foarte bună și aici ar interveni colorizarea. Dar n-am avut buget să-i facem și o colorizare profesională. Am făcut ceva cercetări și prețurile sunt extrem de mari, așa că fiind documentar, merge și cu imagine luată exact așa. Să le spunem celor ce ne aud despre ce e vorba, nu înseamnă că filmul nu e în culori, filmul e în culori, dar e vorba de o procesare ulterioară după montaj care să dea acea senzație specială pe care noi o vedem în filmele occidentale, senzație pe care nu o ai dacă această colorizare, care într-adevăr costă poate cât bugetul filmului, nu e făcută. Dar, domnule colonel Șperlea, dacă e perceput filmul cum se cuvine, poate se va realiza ulterior, cred că nu-i timpul pierdut, nu? Eu vreau să-ți smulg promisiunea că atunci când se va întoarce cu premiu de la primul festival, ne vom reuni în această formulă doar pentru a-mi spune, domnul colonel, ai avut dreptate, așa este, a luat premiu. Da, e o muncă excepțională, felicitări și, ce să spunem, s-ar putea să fie un fel de remember, nu numai pentru noi, ci pentru toți aliații, dacă spui că n-a mai făcut nimeni un astfel de film în jurul bazei, nu? Cu istoria bazei, cu trăirile, foarte tare ideea, jos pălăria. De asta am și folosit limba engleză, am vrut să-i dau o tentă de universalitate, sigur, pentru sigur că prin acea bază au trecut cam 30.000 de oameni pe an. Poate și mai mult. Și atunci, ori 20 de ani, din toate țările Alianței și
din coaliție, au fost foarte mulți oameni și civili, nu mai spun, sunt unii care lucrează de 20 de ani acolo. Chiar vorbeam cu domnul acela de la bucătărie, care v-a plăcut, așa, care da, știa limba română și care nu știa numai română, știa și cuvinte în italiană, știa și cuvinte în bulgară, astfel încât avea cumva pentru fiecare o vorbă bună și era admirabil și era așa iubit de toată lumea. Și vorbeam cu el, acum s-a întors, sigur că s-a terminat misiunea, era în țara lui, nu mai avea job, spunea că e destul de greu și aștepta să-și găsească din nou ceva, da, să lucreze. Un copil bolnav, au probleme, cumva și asta am încercat să arăt, că sunt oameni din toată lumea, cu povești, cu destine, care se unesc într-o misiune extrem de interesantă. Deci ceea ce vedem în filme, domnule colonel Șperlea, nu ni se părea poate doar subiect de film, un Rambo sau alții care se întorceau și nu se reintegrau și comunitatea nu înțelegea, se pare că încă în zilele noastre se întâmplă. Da, este firesc într-un fel, știm foarte bine despre ceea ce înseamnă acum, mai ales sindromul de stres post-traumatic, dar filmul lui Dan se duce într-o direcție diferită, vorbește despre oamenii simpli și despre felul în care ei înțeleg să se adapteze fiecare în zona de responsabilitate. Ceea ce vreau să-ți spun este că eu sunt foarte fericit la am pe Dan alături. Sunt foarte bucuros să mă așez în fotoliul în care pot să fiu spectator și să-i urmăresc producțiile. Așa cum spune el, filmul cel mai bun încă nu l-a făcut și eu îl aștept. La fel de disciplinat, la fel de comod așezat în fotoliu. Știu că va veni. Este însă o muncă teribilă și știu foarte bine ce înseamnă asta, pentru că îi văd aproape zilnic aceste arderi. Bucurându-mă observând această ardere continuă pentru un proiect la care lucrați, uneori inspirându-mă, pentru că și eu am și eu nevoie de aceste modele și, crede-mă, sunt importante pentru fiecare lucru pe care încerc să-l realizez și eu. M-ați stârnit cu filmul ăsta, așa că vă propun următoarele minute de discuție să le ducem spre relația istorică a presei militare. Istoria acestor confruntări prinsă de operatorii, prinsă de jurnaliștii din presa scrisă, nu, în secolul XIX, ar fi foarte interesantă, nu știu, poate ar merita un proiect, domnule colonel. Știu că ați început niște flash-uri de istorie de presă militară, dar mă gândesc niște reacții ale luptelor din 1877, spre exemplu, poate ar fi interesante. După aceea, din primul război mondial, evident, avem filmele din al doilea război. Poate o astfel de antologie ar fi extraordinar de realizat. Uite, o primă realizare a fost tocmai grație înființării acestui studio multimedia în cadrul ziarului, a fost pentru prima dată când publicația aceasta a beneficiat de două clipuri de prezentare făcute de Dan cu filmări la fel de meticuloase cum știe el în tipografie după miezul nopții, văzând exact cum iese ziarul din mașina tipografică. Și acolo unul dintre clipuri vorbește cumva, de data aceasta prin imagini, de istoria presei militare, adică de jurnalistul militar care a fost alături de militar pe câmpul de luptă din războiul de independență până la misiunile din teatre de operații. Avem o experiență importantă, spuneam 162 de ani de presă militară. Radioul public a apărut, cum știi foarte bine, în perioada interbelică, în 1940, însă avem prima emisiune militară de radio, pentru că în 1968 să avem și prima emisiune militară de televiziune. Suntem acum prezenți în online, suntem prezenți în rețelele sociale și e o școală chiar și pentru noi, fiindcă rețelele sociale este un exercițiu zilnic. Maiorul Bogdan Oproiu, de care spunea Dan, este și el redactor șef adjunct la ziar pentru publicații electronice, alături de care învăț și eu ce înseamnă prezența în rețele sociale. Deci suntem vechi, am spune așa cum citat din Caragiale, suntem vechi, domnule, și încercăm pe cât de vechi suntem să fim totuși prezenți în realitatea media. În actualitate, media, sigur că da. Și realitatea media, pentru că, uite, sub ochii noștri se întâmplă o schimbare importantă, această democratizare a mijloacelor de informare cu destul de multe provocări, cu foarte multe necunoscute pentru noi, pe care încercăm să le lămurim chiar
în dezbaterile pe care le avem între noi. Ceea ce îmi place foarte mult este că ne putem reuni stând de vorbă, nu neapărat de la șef la subornat, ci din potrivă ca parteneri de dialog, colegi care încearcă să înțeleagă exact ce se întâmplă cu media și să fim la rândul nostru în ton cu vremurile. E o adaptare continuă. Asta ne ține cumva în priză permanent, nu doar prin produsele pe care le realizăm, dar încercăm să fim permanent la curent cu schimbările care se petrec în general în media occidentală, în special în presa anglosaxonă, fiindcă acolo ne uităm cu foarte multă atenție. Absolut corect, dar revenind, domnule Mireanu, n-am putea considera un strămoș al noastră, coleg Avan la letră, un jurnalist care a fost, iată, pe scenele de luptă din Bulgaria la 1877, era un teatru de operațiuni, probabil că au fost și atunci, nu, jurnaliști care au scris după aceea în primul război mondial, poate presă la fața locului, de la Mărășești, de la Mărăși, poate din zonele cele mai greu încercate, poate presă din al doilea război, din încercuirea de la Stalingrad, niște echivalente din astea tot așa pline de tragism, de dramatism. Eu aș fi fascinat de o astfel de culegere. Nu știu dacă ar fi posibilă, dacă există încă informații destule pentru a face așa ceva. Exact acum când vorbeați, m-am gândit iarăși la Gabriel Cobaznian, care a făcut un film, Carol Pop de Sadmari, în care s-a regăsit, pentru că aveau cam aceeași vârstă când au plecat la război, cam iată, aceleași pasiuni. Fabuloase. Da, sigur da, că da. Așa e, așa e. Sigur că e un proiect greu, poate făcut pe ani de zile, cu documentare foarte complicată, dar ar fi de mare onoare pentru observatorul militar. Un antemergător pentru Dan în ceea ce înseamnă imagine, sigur, imagine statică, pentru că atâta se putea la momentul respectiv, este chiar Grigorescu pe frontul războiului de independență. Corect. Ducându-și schițele cu propria trăsură, unele devenind apoi tablouri celebre. E un proiect interesant. Acum când îmi spui, îmi dau seama că noi nu avem o parte din aceste mărturii strânse la un loc. Exact. Ar putea asta să fie o sarcină pentru mine în viitor. Te rog frumos să nu mai îmi dai sarcini de genul ăsta în proiectul de scurt. Dar e interesant. Dar ar fi o mare bucurie să prezentăm așa ceva. Da. Măcar din cele trei războaie pe care le știm foarte bine, sfârșit de secolul al XIX-lea și în secolul al XX-lea. Războaiele balcanice, dacă le adăugăm, avem de unde face destule. În al doilea război balcanic avem neapărat jurnaliști, dar avem mărturii ale celor care au fost pe front. Le-am folosit în câteva articole și sunt foarte interesante. Așa, nu știu, mă gândesc că poate fiind relativ aproape de noi, s-ar putea să avem niște mărturii în presa vremii, chiar începând cu războiul Crimeei. În bună măsură, observatorul militar la 1859 a apărut, spun cei doi fondatori, colonelul Voinescu și locotenentul Lipoianu, tocmai ca urmare a războiului Crimeei, pentru că războiul Crimeei este foarte important. Așa. Din această perspectivă a presei, pentru că presa este prezentă pe câmpul de luptă, avem acreditări de presă pe câmpul de luptă și dintr-o dată războiul acesta care era foarte îndepărtat, sigur vorbim de presa occidentală, mai cu seamă britanică în primul rând, războiul acesta care era foarte îndepărtat devine un război despre care englezul este informat zilnic și deci nu mai un război atât de îndepărtat, ci un război care pătrunde prin intermediul presei în casele fiecărui englez care este capabil să citească și din acel moment războaiele sunt, de fapt, o poveste pe care, în primul rând, o livrează jurnaliștii și abia apoi, eventual, luptătorii întorși de pe câmpul de luptă. Cu atât mai mult cu cât ce vedem acum e de neînchipuit, nu pentru bunicii și străbunicii noștri. Atac transmis la televizor e ceva... Războiul în direct, aproape războiul din sufragerie. Exact, aproape stăm să ne gândim dacă e mai mult război, mai mult manipulare. Sunt și cazuri în care s-ar putea realitatea să fie cu totul alta. De multe ori imaginile trebuie pipăite, cântărite de trei ori. Asta apropo de campania noastră de fake news, domnule colonel, trăim o lume foarte ciudată. Dan este doctorand la SNSPA, exact pe o temă de genul acesta, așa încât am convingerea că va excela și într-o analiză scrisă, într-o lucrare distinctă. Pe fake news-uri, cât de curând. Sigur. Dacă e să revenim la filmul documentar, noi am început o serie sub egida Documentarele Observatorului Militar și ne-am propus niște proiecte în care credem. Am demarat deja unul dintre ele, un documentar despre soldații dinainte de 89 care lucrau în mine, soldații mineri. Se numește Armata pe frontul subteran și urmează un proiect pe care îl conduce domnul Conașperlea despre Casa Poporului. Mai avem un documentar despre
canalul Dunăre-Marea Neagră, despre marile lucrări industriale în care armata României s-a implicat, mai și din păcate, mai de nevoie. Din păcate a și murit în anumite cazuri, cred că ar trebui spus și lucrul ăsta, că au fost niște jertfe groaznice. Vor fi niște documentare critice, nu ne propunem să ridicăm în slăvi șantierele naționale din timpul regimului Ceaușescu, ci tocmai să prezentăm efortul soldatului anonim în primul rând și, într-adevăr, cum spui foarte corect, au fost aceste victime chiar și pe șantierul Casei Poporului. N-ar părea un șantier atât de greu, dar a fost un șantier foarte dificil, inclusiv la metrou. Și vezi acum, dacă tot ne lansăm, ne tot vin ideea așa să mă opriți la un moment dat, vă mai dau doar una, ar trebui și un documentar despre miile, chiar zecile de mii de soldați folosiți de cinematografia noastră. Sunt lucruri de neînchipuit acum. Bine, sigur, acum poți să faci pe calculator armate întregi, dar erau mii de soldați filmați care nu prea erau plătiți. Adică, de multe ori, regizorii noștri au avut o șansă fabuloasă de a lucra aproape gratis cu mii, cu zeci de mii de oameni. E o sugestie foarte bună, mai ales că filmele istorice sunt extrem de costisitoare financiar. Exact. Armata a fost și din acest punct de vedere un rezervor de figuranți. Gratuiți aproape. Nota gratuiți, bene. Da, și probabil că va fi un subiect foarte bun și îți mulțumesc pentru idee. Domnilor, eu vă mulțumesc pentru această super interesantă întâlnire, nu 19 ani, Armata Română în Afganistan. Domnule Mireanu, mulțumim tare mult, noi mergem mai departe, domnule colonel Șperlea. Eu vă mulțumesc, am întotdeauna o mare bucurie să fiu în această emisiune. Vă asemenea. Mulțumesc, la revedere. Serviciul de noapte la Radio România Actualități cu Gabriel Basarabescu. Acestea fiind zise, iată-ne în fața a două ore de marcare a 19 ani. Cred că nu au fost mult, nu pentru 19 ani de întâmplări aceste două ore. Mulțumim, domnule colonel, pentru șansa de a intra în legătură cu atât de multe persoane implicate în proiectul Afganistan, în prezența noastră acolo. Poate câteva cuvinte din partea noastră, zic eu, o concluzie finală. Ce am semnat pentru noi această participare? Unii, știm bine, înjură prezența noastră acolo, spun că am fi slugi, că am fi mercenari. Cum le răspundem? Ar putea să pară la scara istoriei 19 ani foarte puțin, dar este o perioadă importantă. Este o perioadă care a început să ne amintim lucrul acesta înainte ca România să fie membră a Alianței Nord-Atlantice și este, dacă îmi permiteți, cumva chintesența acceptării noastre în alianță, pentru că acolo, în teatru de operații din Afganistan, am demonstrat că suntem partenerii de încredere, nu doar ai partenerului strategic american, ci ai tuturor celor prezenți în baza Kandahar la început. Intrarea în NATO a fost într-o bună măsură o consecință directă a acestei încrederi pe care am căpătat-o pe câmpul de luptă. Aș spune chiar că militarul în uniforma Armatei României a dus cartea de vizită cu onoare de demnitate în cabinetele unde se luau deciziile politico-militare. A fost un moment important și Armata României însăși, tocmai ca urmare a implicării în acest efort multinațional, s-a transformat treptat. Deci este un mecanism, dacă vrei, de adaptare continuă și asta se vede de la simplu luptător până la ofițerul de stat major, comandanți, lideri. Cred că această experiență ne este foarte utilă. Ea poate să se ducă inclusiv în zona echipamentului militar, care s-a schimbat tot sub influența acestei misiuni. Și cred că, în ultimă instanță, deși, sigur, nu în ultimul rând, jertfa militarilor români, acest sânge sacrificial, dacă vrei, care se va regăsi în deșertul afgan de acum pentru totdeauna, înseamnă și efortul nostru, al românilor în general, care suntem trimiși în Afganistan în baza deciziei Parlamentului României, un efort de reconstrucție și de restabilire a unui stat care fusese capturat de talibani. Este, din acest punct de vedere, primul mare efort, din punctul meu de vedere, după al doilea război mondial, sigur, păstrând proporțiile și ținând seama de felul în care arătau Germania și Japonia după 1945, dar cred că este cel mai important efort european și euroatlantic la reconstrucția unui stat. Rămâne ca sprijinul pentru acest stat să continue, să existe și afganii înșiși să-și conserve și să-și păstreze această incipientă formă de democrație
pe care aliații au încercat să o realizeze acolo. Frumos gând, din păcate, se pare cel puțin în momentul ăsta greu de atins, dar vom vedea ce o să se întâmple. Ascultându-vă, mă gândeam cât de interesant este faptul că, iată, colonelul Șperlea vorbește de democratizarea, de occidentalizarea armatei și eu nu pot decât să salut faptul că armata a devenit ireversibil occidentală înainte ca noi să intrăm în Uniunea Europeană și să intrăm la fel pe șina occidentală, indiscutabil. Pe de altă parte, cine a făcut această pledoarie? Omul care acum un număr de ani a scris poate cea mai importantă lucrare pe care cine o citește cred că îl ajută să înțeleagă cât de distrus a fost armata română. Este vorba de lucrarea noastră, domnule Florin Șperlea, sovietizarea armatei României, modul în care au fost căsăpiți ofițerii de carieră și iată, s-a ajunsese la ce s-a ajunsese. Ați refăcut legătura și mi se pare minunat momentul ca istoricul care a vorbit de căsăpirea armatei române să facă și plădoarie în presa militară pentru direcția ireversibilă occidentală a armatei române. Îți mulțumesc că ai amintit de acest efort de cercetare. Este, din punctul meu de vedere, după 1990, o racordare la valorile occidentale, cum se întâmplase în secolul al XIX-lea. Sigur că durata a fost ceva mai mare. Neagu Giuvara, prietenul tău și un admirabil istoric, a publicat chiar o carte despre cum arată românii între Orient și Occident în secolul al XIX-lea. Astăzi noi suntem într-o grabă continuă pentru că globalizarea ne îngăduie acest lucru, dar cred și vreau să sper că România este profund atașată acestor valori occidentale și va rămâne în această lume chiar în secolele care vor veni. Încă o dată mulțumiri pentru această emisiune. Sper că cei ce ne-au fost aproape vor putea trage o concluzie cât de cât corectă asupra acestor 19 ani de prezență românească, armatei române în Afganistan. Oricum, se va scrie probabil mult în viitor despre toată această istorie, dar am încercat și noi atât cât ne-a stat în putere să marcăm momentul așa cum se cuvine. Eu îți mulțumesc pentru această inițiativă și tuturor celor pe care i-ai avut invitați în emisiune pentru disponibilitatea lor, pentru dorința lor de a vorbi despre propriile experiențe trăite în Afganistan. Și pentru că știu că e normal să salutăm și pe oamenii care te-au ajutat să intrăm în legătură cu toți. M-au ajutat colegii din Direcția Informare și Relații Publice și le sunt și eu recunoscător pentru că o bună parte din ceea ce se vede despre armata română este și efortul lor. Nu știți pe toți, dar în orice caz sunt oameni profesioniști care înțeleg foarte bine ceea ce înseamnă nevoia de comunicare modernă. Domnule colonel, acestea fiind zise, vă salut și vă asigur și pe noastră și pe ascultători că pentru cel puțin 4 ediții intrăm în vacanță. Vom fi însă prezenți cu relori, un fel de best-of. Serviciul de noapte la Radio România Actualități cu Gabriel Basarabescu. Aici se încheie emisiunea noastră. Ca de obicei, în final, vă invit ca pe lângă Radio România Actualități, în limita posibilităților, să ascultați și producțiile online Radio Cernăuți. Este vorba de un proiect realizat de jurnaliștii de origine română din Ucraina, jurnaliști greu încercați, oameni pentru care susținerea noastră morală vă asigur că înseamnă foarte mult. Așa că vă salut, lăsându-vă alături de Radio România Actualități și de proiectul online Radio Cernăuți. Până săptămâna viitoare, numai bine, la revedere!